Topogane, balansoare și aparate de fitness. Acestea sunt doar o parte din mobilierul pe care autoritățile giurgiuvene le-au amplasat pentru cei mici, dar și pentru cei mari, în parcul Mihai Viteazul. Locul de joacă inaugurat astăzi este unul dintre cele 11 promise de municipalitate încă de la începutul acestui an. Este unul din parcurile care au fost aprobate la finanțare în Consiliu. Prin un proiect care l-am derulat în tot orașul, face parte din cele 11 parcuri care le-am promovat în municipiul Giurgiu. Eu zic că deocamdată este cel mai mare care s-a dat în folosință. Este o zi minunată, în primul rând, și copiii, uitați că se bucură de această realizare. Cei mai bucuroși și încântați de cele oferite au fost cei mici, care spun că noul parc arată mult mai bine față de cel vechi. Totodată, micuții prezenți la inaugurare și-au ales câte un mijloc de distracție diferit, numindu-l preferat. Cum ți se pare parcul? Îmi place. Este mai frumos ca cel de dinainte? Da, este mai frumos. Dar ce jucărie îți place ție cel mai mult și cel mai mult din tot ce e aici? Chestia asta. Clar. Frumos. Este mai frumos ca înainte? Da. Frumos. Este mai frumos ca înainte? Da. Dar ce jucărie îți place ție cel mai mult și cel mai mult din tot ce e? Tubul ăla așa. Dar e prea mare înghesuială. Aici e un pic înghesuit. Dar ce îți place ție? Ce jucărie îți place cel mai mult din tot ce e? Una care e o dea și te dai. Este mai frumos ca înainte? Da, e foarte frumos. Cel mai căutat de cei mici a fost însă topoganul cu căsuță. Aici se pare că micuții se distrează cel mai bine, atâta timp cât numărul celor prezenți în el era destul de mare. Locul de joacă respectă normele de siguranță în vigoare. Primăria a stabilit ca, pentru a preveni vandalizarea parcului, locația să fie supravegheată de agenții poliției locale. Păcat că aceste locuri de joacă și recreere sunt finalizate acum, în prag de iarnă și nu în sezonul cald, atunci când ar fi fost la mare căutare.